Bună seara tuturor celor care ați decis și în această seară să veniți pe canalul Apicultura de la Vest la Est. După numele meu mă numesc Lucian, pentru că am văzut la unii oameni că nici măcar nu știu cum mă numesc. Dar în fine, asta este o altă problemă. Canalului am pus acest nume pentru că este apicultura pe care o practic, adică o apicultură în toată România. O apicultură pastoral intensiv și m-am gândit că cea mai mare distanță pe care o parcurg este distanța de la vest la est. Și așa a venit denumirea canalului Apicultura de la vest la est. Așa că pentru cei care nu știau cum mă numesc, mă numesc Lucian, sunt un apicultor din Alba Iulia, care am stupi și care am încercat sau care a încercat sau care încă încearcă să învețe câte ceva de la albinuțe. În această seară vreau să mulțumesc lui Adrian, Vasile, Dachim, Eugen, Eduard, Gheorghe, Vasile, Alina, George, Cristian, Tibi, Daniel, Neu, Alexandru, stupii mei, Ovidiu, Constantin, Richard, Cătălin, Silviu, Constantin, Romica Borza și Aneta. Vreau să vă salut pe toți. Vreau să salut pe cei care se află în spatele canalului. Niciodată când am început un live din zecile de live-uri pe care le-am, nu mi s-a întâmplat ca în minutul 2 să fie 90 de urmăritori. Da. Niciodată. Dragii mei, în această seară, într-un mod deosebit, vreau să le mulțumesc membrilor care au înțeles durerea pe care eu o aveam. Acum o săptămână, dacă bine rețin, le-am pus aceeași întrebare membrilor pe grupul de WhatsApp. Acest canal are un grup de WhatsApp doar pentru membrii, celor care au contribuit la acest canal și contribuie și în continuare. Le-am pus o întrebare pentru că am văzut că în România este o problemă mare cu puietul văros. Și am pus o întrebare printr-un sondaj în care am încercat să-i conștientizez de acest lucru. Și am întrebat în acel sondaj dacă ar fi dispuși să facem publică rețeta de puiet văros. În acel timp a fost așa o chestie, da, a fost o chestie așa, da, în care nu eram decis ce să facem. Da. Valentin Popa, Voinea Costel, David, Valeriu, Daniel Morariu, Vasile, Mihai Dumitru, Cristiana Di Filip, Victor Dănuț, Bogdan, Maria, Dorin, Silviu, David Mihailă, Ștefan Rus și Muntenia Carpatica, care mă salută nord-sud. Da. Vedeți? Sunt unul dintre cei mai contestați oameni de pe YouTube. Țineți minte detaliul ăsta. Dar în același timp, se pare că sunt și unul dintre cel care încearcă să facă ceva pentru apicultură. Și dacă nu mă credeți asta, întrebați pe membrii care sunt pe canal și care au avut probleme pe tema din seara aceasta a puietului văros. Cum stăm noi cu puietul văros? Ștefan Rus, te salut! Ștefan Dumitrescu, Ionel Urzicianu și Maria Talpoș. Salut, baby, de mult nu te-am mai văzut. Florin, te salut. Ciprian, Tibor Vas, vă salut. Salutare, bizonul meu vingător. Mulțumim că reziști. Haideți cu un like.
Bună seara! Bună seara și multă sănătate îți doresc! Haida să vă spun cum a început istoria acestei rețete. Pentru cei care sunteți apicultori mai de mult, dacă țineți minte, în 2018, țineți minte anul 2018, vă aduceți aminte că a mai fost o pandemie, o putem numi pandemie, de genul acesta. Și aici mă refer la cei din vestul țării, pe care eu îi cunoșteam, sudul țării și estul țării. Da, toți eram disperați și mă includ și pe mine. Nu știam cu ce să mai dăm. Nu știam. Dacă, bună seara, Eugen Țuțuianu. Nu știam cu ce să mai dăm, dragii mei. Aveam vreo 250 de stupi, din care 150 erau infestați. Am încercat varianta care merge mănușă la puietul răcit, acea cu adăugare de doică, dacă vă aduceți aminte. Da. La unii au prins, dar la marea majoritate nu. Aici vorbim de boală. Da. Deci nu vorbim de puiet răcit. Foarte puțin, Cătălin Radu, te salut, Păun Mihai, Aurel Prioteasa și Cătălin Bizon, foarte puțin fac diferența între puietul răcit și puietul văros în stadiu de boală. Foarte puțin fac această diferență. Muntenia Carpatica, ție personal vreau să spun un lucru. Mi-ar fi rușine să vii să-i cer cuiva ceva și nici măcar să fii atât de onest încât să-i spui numele acelei persoane. Ține minte treaba asta. Da, asta ți este educația și atâta știi să faci. E problema ta, nu a mea. Ori așa, ori așa, eu rețeta tot o să o dau în seara asta. Dar ți-am spus ca să vezi ce etică avem unii dintre noi. Maria Turza, te salut. Daniel Bonț, te salut. Timer, te salut. Ei, în acel an, în 2018, în disperarea în care o aveam, mi-a rămas un singur lucru. Miruna, de când nu te-am mai văzut, te salut. Mi-a rămas un singur lucru și cu ăla vreau să încep în seara asta, ca să țineți minte. Eram disperat. Contul nu este sud-nord, contul este est-vest, în cel mai fericit caz. În disperare, m-am pus pe genunchi. Nu mai aveam nicio soluție umană. Așa cum poate mulți dintre voi nu ați mai avut. Mulțumesc, Miruna. Da, Dan, vă salut pe toți. Vă spun sincer, m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, dacă Tu nu îmi dai înțelepciune, nu am cum. Nu am cum. Nu am cum. Victor Cristea, îți mulțumesc și eu. Și mi-am făcut un ceai. Da, mi-am făcut un ceai. Un ceai de miere. Da. Mi-am făcut un ceai cu miere și am introdus o lămâie în el. Pentru că eram la albine, știți destul de bine că eu dorm la albine. Așa este, Aurelian. Am băut o parte din ceai, o parte nu l-am băut. Mi s-a acrit ceaiul respectiv, pentru că era cu miere și cu lămâie. Adică mi s-a oțățit, ca să înțelegeți. Și am zis, măi,
decât să arunc acea soluție, decât să o arunc, mai bine o dau la un stup. Și am ales cel mai amărât stup din stupină. Am zis și așa, ăsta cred că se va duce, măcar atâta să-i dau. Și am băgat într-o punguliță, i-am pus deasupra, nu știam să aplic corect. Și am zis, treaba lui, dacă o duce, o duce, dacă nu, nu. Știam că e oțățit, deja știam care este problema și nu știam acum ce reacții va avea sau va avea vreuna. E, la vreo câteva zile, s-a luat apicultura de la o zi la alta. Peste câteva zile am decis să mă uit în el să văd ce face stupul respectiv. Și spre surprinderea mea, la 3 sau 4 zile, nu mai rețin bine, când m-am uitat în stup, dragii mei, avea fundul curat. A fost primul lucru care mi-a atras atenția. Era normal pe fund să ai puiet mort. Sau voi, sper că știți, Ferenc, te salut, Sorin Andrei, vă salut. Da, era normal. Dar ăla nu. Deși era, vă repet, era unul de cei mai slab stupi. Nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred. Am făcut alt ceai. Am băgat lămâie și l-am aplicat așa. Și n-a mai mers. La 3-4 zile m-am uitat și am constatat că nu merge. Băi, zic, ce se întâmplă aici? Și m-am pus iară pe genunchi și zic, Doamne, Tu mi-ai arătat ceva, dar n-am înțeles. Asta e realitatea, vă spun cum am descoperit eu rețeta de puiet băros. Zic, Doamne, cum? Că zic, uite, am făcut același ceai din aceeași plantă și nu merge. Nu merge. M-am dus acasă. Salut, Dan Armeanu. Salut, Vasile. M-am dus acasă și am povestit soției. Soția, înțelegând puțin de medicină, înțelegând puțin de substanțe mai mult ca mine la acea vreme, mi-a spus, spune-mi ce ai făcut. Și am început să-i povestesc, uite. Am făcut un ceai așa, nu l-am băut pe tot, mi s-a acrit, nu am putut să-l mai beau, da, nu se oțățise, aia era. Și zic, când? Asta l-am pus acolo. Da. Aurelia Nanca, e decizia ta, este acolo pe YouTube. Da. Salut, Dan. Salut, Ionel. Și îmi spune, deci hai mai repet odată. Și mai repet odată, uite ce am făcut. Și îmi spune, zice, măi, Lucian, zice, diferența între unul și celălalt, că unul l-ai dat când l-ai făcut și unul l-ai dat când s-a stricat. Zice, acolo undeva e secretul. M-a luminat. Și am stat și am analizat puțin situația și zic, băi, are dreptate femeia asta. Zic, are dreptate. Că zic, primul l-am dat că nu l-am mai putut bea, al doilea îl puteam bea și l-am dat și n-a mai avut niciun efect. Alin Coman, te salut! Mă întorc la stupi, fac ceai, o oală de ceai, țineți minte ce vă spun, fac o oală de ceai și las la soare să fermenteze. L-am pus la soare. După ce l-am pus la soare, a fermentat. Era normal. Și zic, acum e ca și celălalt. Că nu-l mai pot bea. Și l-am dat la stupi. La câți mi-a ajuns. Dacă bine mi-aduc aminte, la un rând. Pe un rând erau 10. În pungă, 10. Dragii mei, la 4 zile când m-am uitat în ei,
m-a pleznit plânsul. Eram disperat, țineți minte, ca și unii dintre voi. Vă spun sincer, m-a pleznit plânsul. Nu mai aveam pe fundul lăzii puiet văros. Asta era realitatea. Nu puteam nega. Acum mă aveam în celulă. În celulă aveam, dar albina deja se vedea că începe să curețe și măcile au început să ouă. Sincer vă spun. Băi, zic, cum să fac eu acum ca lucrul ăsta să ajungă la puietul infestat? Asta mi-a fost ceea ce eu trebuia să gândesc. Care e modalitatea? Cum pot eu să văd? Uitați-vă că am două filme pe care vi le-am postat. Cât de ușor scap de puietul văros. La prima stropire, și aici îi rog pe membrii cei care ați venit pentru puietul văros, să confirme sau să infirme ceea ce vă spun. Sunt oameni pe care nu i-am văzut în viața mea. După doar o singură stropire, puietul văros a intrat în remanență. Măcile au început să ouă, albina a început să curețe. O singură stropire, dragii mei, nu e nevoie de luni și ani, cum spun anumiți specialiști. Când Dumnezeu îți dă un dar, nu are nevoie de ani ca să le faci o stupină. M-am dus la un cunoscător de chimie și am spus că am nevoie de o rețetă. Dar înainte a spus să analizeze ceaiul respectiv. Da. Și omul mi-a zis să-i spun ceaiul. Mi-a spus să-i spun ceaiul. I-am spus ceaiul și mi-a spus, domnule, tu ai doi acizi în ceaiul respectiv. Bine, perfect, am doi acizi. Spune mai departe. Zice, unul dintre acid se numește acid acetic. Am scris acid acetic. Celălalt, mi-a spus, este acid citric, lămâia. Iar restul este un ambalaj frumos. Mulțumesc frumos! Acum caută acid acetic viabil. Și încearcă, Lucene, du-te și caută acid acetic. Hai să vă văd dacă știți ce este acidul acetic. Hai să vedem. Ce este acidul acetic? Hai! Sau ce conține acid acetic? Hai că este impropriu spus. Oțet, uite, spune Miruna, da? Și acolo oțetul este impropriu spus, dar oțetul noi îl cunoaștem ca cel care are acid acetic. Și vedeți că scrie pe un oțet, da? Pe un oțet, când îl cumperi, scrie pe acest oțet scrie concentrația. Și este cu concentrație de 9, cu concentrație de 5. Da? Depinde. Da? Am încercat cu 9, nu a fost bine. Adică nu era ce-mi trebuie. Am încercat cu oțet de și le-am luat la rând. Da? Am tot luat. Deci gândiți-vă câți pași, câtă cheltuială, câți nervi, câți stupi deranjați. Gândiți-vă numai la câte categorii de oțet găsești în magazin. Da? Și a trebuit să le iau pe toate. Da? A trebuit să le iau pe toate. Da? Dragii mei, aici mă opresc un pic. Haideți cu un like, vă rog frumos. Da,
Vă rog mult, nu vă cer nimic în schimb. O să vă dau gramajele, o să vă dau acizii și am o rugăminte la voi. Vedeți? Împreună cu unii dintre YouTuberi care m-ați contestat și mă contestați în continuare, am o rugăminte la voi. Să aveți coloana vertebrală împreună cu acești oameni minunați pe care se uită la noi ceea ce facem. Am o rugăminte. Încercați acest tratament pe stupii voștri, că toți aveți puiet văroț, inclusiv și eu am. Da? Și ce l-am tratat. Da? Și dacă nu, merge, veniți după aceea și spuneți-mi ce vreți. Dar dacă merge, sunteți acolo în spatele canalului. Da, vă văd. Da, sunteți acolo în spate, vă văd. Dar dacă vă merge, să aveți coloana vertebrală. Ceea ce a spus că nici institutul nu a reușit să veniți să spuneți, așa cum spuneți acum în clipurile voastre, că acest bărboș, da, vă învață numai rele și rămâneți fără stupi. Și atunci vorbim. Da. Atunci puteți veni și să-i răsculați pe toți oamenii împotriva mea și să-i spuneți, bă, nu mai mergeți la ăla, că rămâneți fără albine. Dar dacă apicultorii din România, vor scăpa de puiet văros prin rețeta care o dau, credeți că ei nu-și vor da seama cine e și cum e? Da. Și am să merg mai departe cu descoperirea mea. Păi și Dorin, pentru că văd că te dai mare. Spune-mă, ce fel de oțet și ce fel de lămâi? Spune gramajele. Hai! Nu am nicio problemă. Spune gramajele, te felicit și ești top. Spune, te rog frumos, Dorin, gramajele. Dorin, eu am spus de mult, păi nu te dai mare, dar eu am spus de mult de cei doi acizi. Eu vi-am dat pe live și vi-am dat acum câteva luni, dar nu v-am dat gramajele la ei, vezi? Asta e diferența. Nu ți-am spus ce fel de oțet? Nu ți-am spus ce fel de acid citric să folosești? Vezi? Asta este diferența. Dar, în fine, nu are rost să discutăm în seara aceasta. A apărut Apis Royal, te salut, Dane. Auzi, nici măcar nu folosesc sirop. De ce nu ați ieșit voi până acum pe YouTube, acești mari profesori ai apiculturii mondiale, să spuneți rețeta? Spune-mi de ce. Da. Și ați așteptat ca un bărbos să ieșe să vă spune. Spune-mi, uite, Dane, te las. Îți spun că în rețetă nici nu există sirop. Nici nu există sirop. Nu există. Și dacă nu mă crezi, îți pot confirma cei care au tratat, cei care sunt membri. Da? Că nu pot să mint. Nu pot să mint. Că asta înseamnă să mint 110 persoane care sunt membri. Eu nu-mi permit lucrul ăsta. Așa cum vă permiteți voi cu atâta ușurință. Crede-mă. Îmi pare rău pentru voi. Să știți. Asta este fața reală a voastră. Dar nu e problema mea. E problema voastră. Să știți. Păi bun, și atunci de ce n-ai scăpat pe apicultorii din România de puiet văros? Spune-mi.
spune-mi, de ce nu ai ieșit în față până acum să spui rețeta de puiet vâros? Uite, îți dau onoarea acum să spui rețeta de puiet vâros. Metro Royal, am o rugăminte la tine. Țineți minte un lucru. Du-te acasă dacă ai stupi și după ce îți dau rețeta, probează-o. Ține minte treaba asta. Probează-o. După care poți să vii să-mi spui ce vreți voi. Păi, Dorin, să recunosc ce? Ceea ce am spus eu? Dar în fine, trecem mai departe. Am tot probat oțetul. Da, am tot probat oțetul de pe rafturi, că n-aveam ce. Și n-a mers. Vai de capul meu, dragii mei. Îmi spuneți când vă hotărâți să terminați. Cât bine faceți voi apicultura. Ce bine faceți voi apiculturii românești. Cât bine faceți voi apicultorii românești. Regretabil. Regretabil. Uitați-vă, oameni buni, ce scriu. Trecem mai departe. Dacă nu o să blochez chat-ul și efectiv nu o să mai las decât pe membri să scrie. Aici nu e vorba de antibiotic, dragul meu. Dacă tu crezi că acidul acetic și acidul citric sunt antibiotice, îmi pare rău. Alexandru, te salut. Luptă, Luciana. Dorin Petric. Îi las să văd. Ștefan Rus. Ține minte un lucru. În această seară eu voi da tratamentul de puiet vâros. Ține minte chestia asta. Am decis lucrul ăsta împreună cu cei care susțin canalul Apicultura de la Vest la Est. Și împreună cu ei am decis să dăm tuturor care sunt în nevoie acest tratament. Pentru că foarte mulți au probleme. Bogdan, ești binecuvântat. Exact, domnule Eugen, dă rețeta. Văd că e sigur pe tine și ai și confirmări. Poate să spună oamenii care au plătit cei 100 de lei pe care i-au contestat mulți. Ai văzut că au scris. Bună seara, Costel. Foarte bine, Royal Metro. Bună seara, Ioan Taleș. Pentru că l-am primit în dar, Florin. Este un dar de la Dumnezeu.
și așa va rămâne. Ai înțeles? Orice pădure al uscături nu trebuie blocate nici uscăturile. Lucene nu pot să dorm de seară dacă nu dai secretul. De la bătrân apicultor, doza de oțet este o lingură la litru de sirop. Cred că ai și lămâie în aceeași doză, se aplică și lămâia. Este recomandată de bătrân, dar este mai greu de măsurat la cantitate. Așa ceva nu am văzut, confirm o armată de oameni că este funcțional rețeta și ei încă o contestă. Acesta este nivelul. Neo, ce vrei să le facem? Eu, 1.21, am vindecat cu rețeta lui Lucian, George Cazacu. Acum am intrat, dar când văd ce scrie lumea pe aici, nu mai da nimic la nimeni. Lasă să se descurce și noi să avem ce vin de la anul. Oameni buni! Salut apicultura din vestul țării. Noi cei din grup, datorită acestui bărbos care îl caracterizați unii, pentru noi poetul Văros este de domeniul trecutului. Și dacă se va ajunge în câțiva ani datorită lui Lucian. Mulțumesc, Bogdan. Și uitați-vă, acest domn este nou. Răspunsul este locomia, stoarcerea stupilor de ultima picătură de miere și mizeria împrăștiată de publicitatea mascată cu turte și siropuri pe care eu le numesc apic. Dar acele plante cu care ai făcut ceai au fost mai multe. Mulțumim pentru că ne vei spune rețeta. Tot cel mai bun apicultor rămâi. Mulțumim pentru rețeta. Vă salut, duminică am tratat cu rețeta lui Lucian, astăzi am verificat stupul cu pui văros. Vreau să zic că numai 5 zile stupul își revine, fundul e curat, celulele sunt foarte puțin infectate. Cristin, nici nu știu ce să mai spun. Eu sunt începător, spune Florin. Am cumpărat primii doi stupi la sfârșitul lunii februarie. Sunt membru pe canal de la început și sper să am onoarea să fiu în continuare spălat pe creier de bărbos. Cum să nu înjure mulți care au stocuri mari și rămân cu el pe stoc de codraton? Dacă nu ai fi așa, trufaș. Și sunt un sceptic, dar adevărul adevăr funcționează astfel, nu eram aici și a doua lună. Și Alin Stoica mi-a spus-o în față, dragii mei colegi, în față mi-a spus-o, că el este sceptic față de mine. A avut această coloană vertebrală să mi-o spună. Api Marius, te salut. Când vrei să faci bine, găsești rău, ferească Dumnezeu. Băi, profesorilor, dacă știți voi rețeta, de ce nu ați făcut-o public? Să salvați apicultura din România. Salutare! Chiar nu înțeleg cum există la unii așa probleme cu puietul văros. Cu 5 ani în urmă am avut o familie cu puie văros care la primul cules puternic a dispărut boala. Aia a fost puie răcit. Au dat și alții rețete anul trecut și am putut să vând câteva familii în primăvară, așa că dă rețeta că am de vânzare și pentru primăvara ce urmează. Salut, Mer! Mulțumim tot! Deși sunt începător, nu am fost nevoie să pun nicio întrebare pe grup, dar am învățat enorm, doar ascultând sfaturile pe care le primesc cei cu experiență care s-au lovit de probleme. Cătălin Burlaciu, te salut. Haideți cu un like, oameni buni, ca să pot să continui. Credeți-mă că altfel închid live-ul. Vă spun sincer. Și am să fac un film în care o să dau rețeta. În care o să opresc comentariile.
și după aceea o să vin și o să-mi spune eu. O să-mi spuneți pe un live. Vă las să-mi spuneți rezultatele. Sorin Bogdan, vă salut. Mulțumesc, Victor Cristian. I-am rugat pe cei care știu rețeta s-o dea ei. Credeți-mă, i-am rugat pe ei și le dau timp ca să o spună. I-am lăsat pe ei. Nu vreau să-i blochez, dragul meu. Nu am niciun interes să-i blochez. Ci am lăsat pe ei să spună rețeta. Dar niciunul nu vrea să o spună. Vedeți? Da. E dreptul tău să o spui, nu noi, nu nou, ne aparține. Gabrieluta. Sunt foarte mult și din acest motiv m-a rugat lui Dumnezeu. Era o povară pentru mine chestia asta, credeți-mă. Credeți-mă. Și m-am rugat și de două ori m-am rugat de membri ca să o pot face publică. Da, de două ori. Țineți minte treaba asta. Dar tot o voi da în seara asta. Stați cu minți. Tot o voi da. Dacă am spus că o dau, eu nu sunt ca alții. Să pun un titlu și după aceea să nu o dau. Tot o voi da. Dacă o să-mi și dați voie să vă dau. Dacă nu-mi dați voie, nu vă pot da că nu-mi dați voie. Da. Atunci o să vă las pe voi să o dați. Cei care vreți să o dați. Sorin Avram, bună seara. Eu nu pot să fac mai mult decât pot. Bun, nici nu mai știu unde am rămas, să vă spun sincer, cu rețeta. Parcă, dacă bine mi-aduc aminte, da. Am probat-o tot setul. Din asta și nu mi-a fost favorabil. Da? Și m-am dus acasă. Și acasă, în zonele de munte. Lucian, acidul citric și acetic se neutralizează. Și se completează unul pe altul când se amestecă, așa că măsura o faci în bază la cât stup trebuie să tratezi. Salut, Radu! Păi bun, Dorin, și atunci dă tu rețeta, dacă este așa. Dă-o, încât să nu omor stupii oamenilor. Îți asum chestia asta? Perfect. Ești profi. Spune, te rog frumos. Te rog frumos. Pune rețeta aici să facă oamenii rețeta pe care tu o știi. Și să-ți asumi că sunt sute sau mii de stupine care au nevoie de chestia asta. Dar tu să-ți asumi rețeta. Spune, te rog. Păi vezi, Dorine, eu mi-am asumat-o la 100 de oameni sau peste 100 de oameni.
Vedeți? Dorin, te aștept. Că eu oricum o să o dau. Oricum o să o dau. Eu oricum o să o dau. Este acolo un text în Biblie care spune cel ce va răda până la sfârșit. Uite, ai văzut? Uite, Dan, și ai dreptate, mare Dan, ai dreptate. Dar asta explică eu la, explic eu la Dorin. Da? Deci asta explic eu la Dorin, nu mie. Colegi, suntem peste 100 care nu știți să dați o apreciere. Oare așa mulți stupari sunt aici? Dorin, din puțină chimie pe care o știu, acest nu se neutralizează, spre că acest se neutralizează de bază. Da. Vedeți? Bravo, domnul Dan. Să vede că știi. Salut, Alin. Sper că ești bine. Bun. Continuăm? Că văd că colegul nostru s-a muiat și nu mai vrea. Nu mai vrea să dea rețeta de puiet văros. Da. Haideți, dragii mei. Și am probat, v-am spus, am ajuns acasă și acasă se făcea care este, nu știu, care este cel mai bun oțet pe care îl fac gospodinele acasă? Hai să vă întreb așa. Irinel, eu am filmat chestiile astea. Ține minte, eu am filmat chestiile astea. Da. Profesor Mopte, salut. Da. Oțetul de mere, dragii mei. Și acum. Și acum. Oțet de prune. Ăla de prune, eu zic că seamănă vinars. Dar în fine, asta e asta. Bun. Da. Ia spuneți-mi voi mie, oțetul de mere, cât acid acetic conține? Și aici... poate doar Dan știe, domnul Dan știe chestia asta. Mersi, Dane. Ciao. Da. Cât la sută are acid acetic oțetul de mere? Ia să vedem. Cât? Cinci la sută. Bravo. Bravo. Oțetul de mere are 5%. Și acum vă întreb pe voi. Spuneți-mi fructul. Spuneți-mi fructul care are cel mai mult acid citric. Hai să vă aud. Și pe care l-aveți în casă. Vă rog, colegii care sunt membri, să nu spuneți. Vă rog mult. Nu trebuia să spuneți membrii. Lămâie.
Eu v-am spus că în ceai am pus lămâie. V-am dat cele două componente. Oțet de mere și lămâie. Stoparul Vasile vă salută. Celor care nu mă cunoașteți și celor care nu cunoașteți canalul, dați un like și abonați-vă. Celor care mă contestați, vă rog să practicați ceea ce urmează să vă spun. Și după ce vă voi spune, treaba voastră ce faceți. Că pe mine nu mă mai interesează. Pentru că informația a ajuns la popor și când poporul, da, și când poporul o va pune în practică, da, atunci se va vedea cine pe cine minte. Dragii mei, soluția de puiet văros, da, vezi costele, soluția de puiet văros este formată din oțet de mere și 3 lămâi. Scrieți pe o hârtie. Scrieți rețeta așa cum vă dau eu. Și pentru că sunt colegi care au avut problema asta și nu mai au, am să o spun clar. Clar și răspicat. 30 de mililitri de oțet de mere, 5% acid acetic. 30 mililitri oțet de mere cu 5% acid acetic. Mai departe. Cât am spus? Cornel, te salut. Cât am spus? Hai scrieți acolo ca să rămână martor. Hai, vă rog. Vezi, Mihai Dumitru? 30 mililitri. Ați băgat bine la cap? Da, 30 mililitri. Sunteți martori, da, că am spus 30 mililitri oțet de mere, dar niciunul nu a scris complet. 30 mililitri oțet de mere cu ce procent de acid acetic? Haideți, scrieți acolo. 30 mililitri oțet de mere, 5% acid acetic. Uitați-vă bine, să nu veniți după aceea să-mi spuneți că nu funcționează. Da. Pentru că sunt aici mulți martori pe care vă pun să scrieți. Da. Bun. Mai departe. 3 lămâi. 3 lămâi stoarse de zeamă. Rămâi lămâi medii. Da? Lămâi medii. 3 lămâi stoarse. Da? 3 lămâi stoarse de zeamă. Luați pulpa. Da? Deci doar zeama. Strecurați pulpa. Da? Pulpa o strecurați să rămână doar zeama. Presați bine. Aici am o specificare. Lămâi bio, fără pesticide. Da? Căutați că găsiți în magazine lămâi bio. Luați lămâile acelea bio și doar zeama. Deci care e rețeta? Încă o dată. Încă o dată. Hai să vă văd, scrieți acolo. Ca să vă pot da mai departe rețeta. Dacă nu scrieți, nu o să vă mai dau. Și mă opresc aici. Și treaba voastră ce faceți. Scrieți ceea ce v-am spus. Ca să pot eu să filmez, să fie martor. Da. Hai.
Am spus clar. 30 ml oțet de mere, 5% acid acetic. 3 lămâi. Da? 3 lămâi. Da? 3 lămâi stoarse. Da, zeama din ele. 3 lămâi bio stoarse, fără pulpă. Introduse toate, băgați bine la cap, într-un litru de apă. Da, într-un litru de apă. Ce mai punem noi? Aici este la latitudinea fiecăruia. Ce puteți să mai introducem? Haideți să vă văd. Ce mai putem? Da. Da. Haideți. Lipsește ceva. Miere. Sau zahăr. Ce vreți voi? Le agitați bine până se dizolvă. Mierea sau zahărul. Ce vreți voi să puneți? Da. Și acum urmează partea frumoasă. Da. Câtă miere? Puneți în așa fel încât să fie dulce. Da. Puneți în așa fel încât să fie dulce. Băgați acolo 3 linguri, 4 linguri la un litru. 5 linguri. Da, miere. Nu contează. Să nu fie de mană. Restul nu contează. Da. Și acum urmează partea cea mai deosebită acestui tratament. Acest tratament eu l-am făcut în două feluri. Ameliorat și neameliorat. Vouă vi l-am dat cel neameliorat. Eu am o variantă ameliorată. Da, pe care o pot da direct pe albina. Aceea nu am dat-o nimănui. Eu o să vă dau varianta aceasta neameliorată. Da. Foarte important. Apa. Uitam să vă spun apa. Fără clor. Apă de izvor sau apă cumpărată. Plată. Vă rog mult. Deci, litrul acela de apă să fie de izvor sau cumpărată. Dar cel mai ok să o luați de izvor, pentru că aia mai are și altceva în ea. Dar dacă nu, luați apă cumpărată. Mai departe. Rețeta între ameliorat și neameliorat, acum am să spun Silviu Bocăi. Acum am să vă spun. Rețeta pe care eu v-am dat acum, sunteți obligați să scuturați albina jos de pe rame, stropiți 3 stropiri pe interval pe ramă, fără albina. Asta este rețeta neameliorată. Rețeta ameliorată este cea pe care o folosesc doar eu. Și pe care n-am dat-o nimănui, în care eu stropesc direct pe albina. Nu încercați cu rețeta asta să stropiți direct pe albina. Țineți minte. Da? Deci, rețeta pe care vouă v-am dat-o, cea neameliorată, scuturați albina de pe rame și stropiți ramele. Le introduceți înapoi în stup, la fel scuturați albina de pe rame, un lucru, niciodată nu faceți asta la temperaturi ridicate. Și când mă refer temperaturi ridicate, temperaturi în care albina să nu-ți stea pe puiet. Țineți minte lucrul ăsta, niciodată. Și acum, duceți-vă acasă, culcați-vă liniștiți. Și mâine,
cei care m-ați contestat atâta timp și o veți mai face și de acum încolo. Intrați în intimitatea stupilor voștri. Faceți această rețetă de la acest bărbos. Da. Și încercați-o. Iar după aceea, veniți și spuneți adevărul. Țineți minte treaba asta. Vă dau voie să veniți și să mă contestați cât vreți voi. Tratamentul se repetă. Da, tratamentul se repetă la 8 zile. Din 8 în 8 zile, de 2 ori. Atât. Nu ai nevoie de mai mult. Țineți minte. Dragii mei, v-am arătat o frântură din ceea ce învățăm noi pe acel canal de WhatsApp. Țineți minte. Cine a spus că oamenii au plătit 100 de lei pentru rețeta de puiet făros, vă înșelați. Pe acel grup de WhatsApp se discută, credeți-mă, pe acel grup de WhatsApp se discută lucruri pe care niciodată, da, pe care niciodată voi nu le-ați fi cunoscut și nu le veți cunoaște. George Honey, nu este un tratament preventiv. Dacă vrei tratamente preventive, vino membru pe canalul Apicultura de la Vest la Est și acolo să înveți prevenție. Ăsta este tratament direct pe boală. Ăsta este tratament direct pe boală. Sorin Bogdan, după cum a spus, rețeta știau toți, dar nu le-am dat voie să o spună. Așa e, Sorin Bogdan. Ai dreptate. Așa e. Toți o știau. De-aia sunt plin de puiet văros. Vedeți, Ion Creangă nu era pocăit. Și el în amintiri din copilărie are acolo un citat fabulos în care spune: căci înțelepciunea vine de la Dumnezeu când vine vremea omului de a pricepe ce e bine și ce e rău. Și nu era pocăit omul ăsta. Pentru cei care au studiat amintiri din copilărie. Adrian Ciubătaru, mai exact de așa ce vrei să spun. Crede-mă. Spune-mi, ce vrei să spun mai mult de atât? Viața la țară, nu e asta problema. Nu e asta problema. Oamenii ăștia au plătit pentru tot ceea ce vorbim pe canal. Și e dreptul lor să facă ce vor cu informația. Nu e problema mea. Eu le mulțumesc că susțin pe acest bărbos, care poate de mâine nu o să mai aibă barbă, să vedem atunci ce mai zic oamenii.
dealurile Apusenilor, te salut, ești nou pe noi. Celor noi care ați venit pentru prima dată pe acest canal, dacă doriți, puteți să deveniți membri. Dacă doriți, puteți să vă abonați la acest canal în care vorbim doar despre apicultură și apicultură. Da. Rețeta directă pe albine o voi da membrilor. Este doar pentru ei. Vouă vă este destul. Vă este destul și suficient ca să scăpați toți de puievăros. Țineți minte asta. Da. Asta este realitatea. Celor care sunt membri, le voi da și ameliorată să nu mai scuture albina de pe rame. Iar vouă, da, iar vouă, v-am dat-o pentru că este o foame mare și este o nevoie atât de mare. Credeți-mă, mi-am luat o povară de pe suflet. Pentru că în momentul în care am decis să fac YouTube, fix pentru aceste lucruri am decis să fac. Și eu mulțumesc, o să ajute apicultura din România. Vă las că văd că oricum nu mi se citesc mesajele. Silviu, așteptam să fii printre primii membri ai canalului meu. Și eu, dacă tu făceai membri, eram primul membru al canalului tău. Dar e bine și așa. Îți mulțumesc oricum. Dănuț Spinu, ce pot să-mi fac? Dragii mei, asta a fost. Miruna, 3 pulverizări, stânga, dreapta, mijloc, foarte simplu. V-am arătat, uitați-vă în filmulețele mele cum am pulverizat eu. Da? Uitați-vă în filmulețele mele, uitați cum am pulverizat eu. Mulțumesc, Lucian Jitaru. Alexandru Sârbu, și eu îți mulțumesc. Miruna, ai fost de la început cu noi. Mulțumesc celor din spatele canalului, care poate mă vedeți pentru prima dată. Mulțumesc celor care mă contestați. Gabriel Mircea, e binecuvântare când plouă. Mulțumește-Lui Dumnezeu. Silviu, mulțumește Lui Dumnezeu că o ai și fii pe pace. Mulțumesc, Miruna. Ești pe primul loc, bărbosule, îți mulțumim din suflet. Ștefan Rus, și eu îți mulțumesc. Uitați-vă, oameni.
Mulțumesc, Mihaela. Mulțumesc, Vasile Vasilescu. Și acum, dragii mei, haideți să vă mai spun ceva. Și că mai e un bărbos la de rețete de mâncare. Lucian, mulțumesc pentru informație, nu vreau să supăr pe nimeni, dar îmi pare rău că nu ești român curat de origine, pentru că ești altfel decât youtuberii din România. Nu știu ce vrei să spun, mersi de rețete, ești un domn. Abonați-vă, dați like-uri, nu vă cer altceva. Poți să faci ce vrei viața la țară. Îți mulțumesc mult dacă le distribui. Daniel Merisera, plăcerea este a mea când văd că plecați fericiți acasă. Mulțumesc, Sorin Bogdan. Daniel Ha, cu un bărbos din Arad, îmi mulțumește. Baby Legionaru, îți mulțumesc. Un mare mulțumesc, sunt din Moldova. Spune fraților de peste Prut rețeta, că și ei au nevoie. M-au sunat mulți. Și pe această cale îi salut și le mulțumesc că sunt alături de mine. Mulțumesc, Ion Traleș. Robert Susuran. Dragii mei, și acum să continui eu cu ce trebuie să continui, că am mai plecat din ei. Toader, sunt atâția oameni cărora le-a funcționat. Uită-te pe filmulețele mele, te rog, înainte de a da. Verifică și dă doar pe un stup. Nu există donații, Vlad, doar dacă devii membru, atâta tot. Dacă vrei să-ți susții cu ceva acest canal, fă-te membru. Dacă mai câștigi ceva și din grupul de WhatsApp, pleci mai câștigat decât să donezi niște bani. Așa pe grupul de WhatsApp, poate o să-ți placă. Auzi, bărbosul și Moldova te urmărește și îți mulțumește. Mulțumesc mult, Milea. Problema gravă, să știi care este noaptea asta, Lucian. Se repetă la 8 zile, Bogdan, exact. Gelu, îți mulțumesc. God bless you. De asemenea, nici eu nu am vărut, dar informațiile pentru membri sunt top. Marius Talpoș, îți mulțumesc. Haideți să continui mai departe, acum că nu se mai așteaptă să dispară după o săptămână tot, mai rămâne câteva celule, dar după două săptămâni dispare. Păi măi, Robert, vezi, asta a fost culmea, țin minte la un coleg, îi dăduse în tratamentul, știi, și îmi spune după primul tratament, păi mai am 3-4 celule, știi, îmi zice, ci că mai am 3-4 celule de puiet văros, bun, și câte ai avut? Înțelegi? Da, deci ține minte. Știi? Și eu întreb, dacă te-a avut? Păi eram plin. Păi bun, și ce vrei? Ca să dispară peste noapte? Mai fă un tratament și o să vezi. Băi. Robert. Acum, sincer, mă așteptam să nu dai și cealaltă rețetă pentru a atrage membrii ca să-ți plătească câte 100 de lei. Silviu, de ce ești așa? Spune-mi.
Tu crezi că colegii stau pentru Puiet Văros ca și membri? Pe bune, Silviu. De ce ești așa de îngust? Da, de ce ești așa de îngust? Tu crezi că stau? Gândește-te că rețeta de Puiet Văros am discutat-o la început, să spun, în prima săptămână sau a doua. Ține minte treaba asta și după aceea gata. Da. Ce știu ei ce înseamnă să fii o familie? În orice moment să poți să întrebi ceva și eu să pot să răspund și voi să puteți răspunde. Exact, Vlad. Exact. Puteam eu să bag mâna la 110 de membri? Pe bune. No. Pe bune. Dar haideți ca să vă mai spun acum o treabă. Hai să vă mai spun o treabă acum. Că au mai plecat din ei. Da, s-au mai dus. Asta ar mai trebui cu Cătălin Bizon. Să mă cheme ca să le fac tratament. Bună seara, Daniel Alexa. Nu știu, doar pentru Văros am aflat de mult, aș fi putut să mă dezabonez, vezi? Păi Samuel, în prima săptămână ai aflat, puteai să pleci. Da. Ai întârziat. Unde să găsești acidul acetic de 5%? George Honei, du-te și cumpără oțet din mere. Îl găsești în orice magazin sau în magazine. Da. Voi credeți că doar cu Puiet Văros ai de câștigat fiind membru? Eu, datorită informației de pe grup, nu mai am pridgorii care să mă împiedice reginele să se întoarcă de la împerechiere. Din 8 doar una s-a întors. Hai că acum i-ai salvat pe toți. Nu, dragul meu, Dumnezeu i-a salvat, nu eu. Eu nu sunt decât un instrument în mâna lui Dumnezeu, ține minte treaba asta. Da. El mi-a dat-o și o vă dau. Mulțumesc pentru rețeta. 100 de rom sunt 4 borcane de miere. Eu am dat la cineva niște măci. Nu am vrut să iau bani. În 10 minute a venit cu 2 baxuri de zahăr. Cel mai bun oțet de mere e găsit la farmacia umană. Eu așa cred și acolo am să caut. Tibi, să nu aibă mai mult de 5% acid acetic, ține minte. Da, de să nu aibă mai mult de 5%, pentru că este oțet de mere și cu 7%. Da, acid acetic. Este vorba de 5%. 5%. Trebuie să aibă 5 pe el. Da. Hai mă că vă arăt. Stați așa. Stați așa un minut că vă arăt. Ia uitați. Se vede pe cameră? Vedeți 5-ul? Ăsta este. Da? Vedeți 5? 5 grade? Da? Uitați, 5 grade, da? Ăsta este oțetul de mere. Da, da, Bogdan, la 8 zile, 2 tratamente. 2 tratamente, 8-8. 2 tratamente.
Eu unul nu am avut pe văros. Alte finețuri care vreau să le învăț. De când am pus zmeile sau zmeii, mi s-au împerecheat peste 50 de metri. Am pierdut mai multe seri până atunci. Vezi, Vas? Dar oameni slab și răutăcios ca Silvu pot spune așa ceva. Ignoră-i, Lucian, e prea multe larguri ca să-i bagi în seamă. Hai, sunt curios să văd dacă ajung la 200. Niciodată n-am ajuns. 5 la umbră sau la soare? Hai, 4 like-uri. Mai am nevoie să văd cine mi le dă. Aș fi curios. Niciodată n-am ajuns la 200 de like-uri. Sincer spun, niciodată. Nici într-un... Da? Adică, din prima vizionare, da? Grade, tot aia. Are litera 15 la asta. Wow, 202. Păi până m-am uitat la voi, cineva, mulțumesc mult. Dorin Petric, Fredom. 213. Wow. Top. Da. 212. Unii și le-au mai retras sau ce știu ce au făcut. Sau nu mai merge mie netul. 216. Wow. Na, ce să mai zic. Acum hai să... Nu, le funcționează la toți. Da? 217. Ui. Da. Băi, nu știu câți abonați am. Nu știu dacă au crescut abonații, n-au crescut, ar fi surprins să văd și chestia asta. Da. Dar nu e asta ideea. Oamenii cărora le place ceea ce prezint n-au decât să se aboneze. Eu fac multe live-uri, vorbesc mult despre apicultură. Florin Egoiță, îți mulțumesc. Iar atunci când dorești să susții canalul, poți să devii membru. Da. Este la latitudinea voastră. Acolo discutăm despre multe alte chestii. Da. Da. Eduard, îți mulțumesc și ție, Oana. Îți mulțumesc. Da. 221 de like-uri, cine se mai uită la ele? Da. Băi, știți când am avut prima discuție, așa povară, colegii de pe care sunt membri, când am avut prima discuție, mă aduceți aminte, așa povară, cu așa greutate am rămas în suflet, pentru că vreau să ajut și nu. Da, și nu știam cum. Nu știam. Da, nu primisem acordul vostru și mi-era greu tare. Da. Oameni buni, trebuie să mulțumiți membrilor, țineți minte, membrilor acestui canal, pentru că ei și-au dat acordul astăzi. Da. Mulțumiților celor 110 persoane care și-au dat acordul și au spus, Lucian, hai să ajutăm apicultura din România. Da. Prima dată le-am dat-o lor, ei au probat, au verificat, iar ei au decis astăzi că e timpul să vă ajutăm și le mulțumesc mult. Da. Lor trebuie să le mulțumiți și să le spuneți acestor oameni, mulțumesc. Am întrebat 100 de abonați, 110 abonați. Cifra Radu Tocu. Da. E indiferent. Da. Normal să aplică pe puiet, că de aia puiet vă rog. Da. Da. George Cazacu, mulțumită vouă. Crede-mă. Mulțumită vouă. Da. Credeți-mă.
Da, Romică, îți aduci aminte ce luptă a fost cu acea doamnă de la mănăstire? Ai văzut? Și nu numai, Romică, dacă ai ști câți oameni mi-a mai scris în privat, te rog frumos, te rog frumos. Vezi, Romică, vă mulțumesc mult. Vedeți, dragii mei, știți că am pus acolo pe grupul de WhatsApp cum să ajutăm acea femeie care ne-a implorat. Da, țineți minte. Credeți-mă, niciodată, dacă nu erau oameni ăștia, nu aș fi. Mulțumim, Samuelene, mulțumim. Dan Armeanu, eu sunt mulțumit. Și vă mulțumesc și vouă. Mai mult de atât, ce puteam să facem, dragii mei? Dan Armeanu, am devenit top, toți. Ține minte chestia asta. Este și meritul vostru, Stoic Alin. Pentru că voi ați plătit pentru informație. Și e normal să vă mulțumim și vouă. Ai văzut? Aici este. Romică Borza. Am știut că în România și Republica Moldova sunt probleme mari cu puietul Văros. Și ar fi fost păcat în fața lui Dumnezeu care mi-a descoperit rețeta să o țin pentru mine. Ar fi fost păcat. Că ea va fi patentată de mine este altceva. Nu vor putea să spună că le aparține. Sunt filmări și sunt martori prea mulți. Această rețetă va fi patentată în cartea pe care o voi scoate. Da. Bogdan, îți repet, nu este o rețetă de prevenție. Este o rețetă de boală. Dacă vrei, Bogdan, să afli mai multe despre prevenție, devii un membru și acolo să înveți. Ține minte, Bogdan. Da. 100 de lei pe lună și o să înveți tot ce înseamnă prevenția. Liviu Toma, mulțumește și membrilor, te rog mult. Eduard, știu, doar că ceilalți nu recunosc. La noi eu am sesizat problema asta. Da. Iulian Apostol, rețeta este următoarea. 30 mililitri oțet de mere care are concentrație de 5 grade acid acetic. Da. 3 lămâi medii stoarse, doar zeama, pulpa o arunci, deci doar zeama, într-un litru de apă, da, din fântână. Da. Da? Ține minte, apă din fântână și zahăr sau miere în așa fel încât să fie dulce. Da? Faci 3 stropiri pe rame. Da? Faci 3 stropiri pe rame. Dealurile Apusenilor, îți mulțumesc că ai devenit membru. Te rog să-mi scrii pe WhatsApp. Te rog mult să-mi scrii pe WhatsApp și eu am să te introduc în grupul de WhatsApp. Să-mi spui cine e și eu am să te introduc acolo. Îți mulțumesc pentru că susții acest canal.
Da. Silviu, dacă dorești acea rețetă, plătește 100 de lei și în seara asta ți-o dau și mâine ți-o dau. Hai să te văd. Pentru că văd că o dorești așa de mult. E simplu. Vezi? Cât de mult vrei să susții? Ah, Dan Armeanu. Ai văzut că îți răspund singur, dar trebuie să ai răbdare. Dan Armeanu. Și cred că ți-ai dat seama. Și cred că ți-ai dat seama. Pentru că te-ai dat în stupii. Da. La ceea ce eu v-am învățat pe WhatsApp, cu ceea ce veți vedea în stupii, bombă. Ascultați-mă ce vă spun. Și dacă v-a dat Dumnezeu, și dacă v-a dat Dumnezeu să-mi ieșe rețeta de primăvară, o să fim bombă cu ceas. Ascultați-mă. Sper ca Dumnezeu să mă ajute. Robert Susuran. Nu e timpul în seara aceasta să discutăm despre raționamente. Crede-mă. Dacă vrei să-l faci, fă-l. Dacă nu, uită-l. Ține minte. Nu ești obligat. Și nu-i nimeni obligat să-l fac. Îl faceți deliberat. Da. Dale. Care e problema? Zi-mi, care e problema? Ce crezi că pun eu, Radu? Dacă eu în ceai am pus miere, tu ce crezi că aș pune eu? Ia spune-mi. Ia spune-mi. Tu crezi că eu sunt ca unii youtuberi care spun că dau miere și după aceea bag turte și dau sirop? Băi, dragii mei, am o etică totuși. Da. Porumbel Show. Nu cred că nu înțeleg, ci încearcă să mă ispitească, știi? Mai ales acest domn. Da. Dar nu e problema mea. E problema lui până la urmă. Știi? Fiecare trebuie să-și rezolve problema în felul lui, nu în felul meu. Da. Bun, dragii mei, toate acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată membrilor, mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, celor care v-ați abonat și celor care veți deveni sau sunteți deja membri. Vorba mea este Dumnezeu cu noi, până ne vedem. Noapte bună tuturor!